despre care au scris mai mulți, dintre care și doamna Bână. Aici nu. Dacă nu e aici, i-a făcut teza de, i-a condus teza de doctorat domnul Ruja. Domnul Ruja, te rog. Doamne, e bun, teza de doctorat Nicolae Brebat. Nu, despre... Doamne, eu vreau să încep așa cu o aproape glumă. Deci, dumneavoastră ne l-ați adus pe Osho în Timișoara, că noi aveam până acum aici numai Isho. Știți? Știți acest lucru? Ambele pe aceeași traiectorie ezoterică. Și Osho și Isho, despre care unii știu, am impresia că nu știu toți timișoreni. Unde tot așa, cam o viziune ezoterică trebuie să ai, ca să poți intra în Isho financiar. Acum dumneavoastră ați intrat intelectual în Osho. Am văzut că vă declarați, și ca să nu rămâneți, Isho e un complex imobiliar, Timișoara viitorului, cu podul ăla peste Bega, care trece peste clădiri, acolo pe unde, da, e un proiect extraordinar, aproape tot atât de, cum să zic, de fantastic și poate metafizic, cum zicea Mariano Dargiu, ca și romanul dumneavoastră. Nu știu când se va termina și cine poate să ajungă la el, cum și la romanul dumneavoastră nu poate ajunge oricine. Eu spun acest lucru. E foarte, foarte dificil. Trecând peste această chestie mai glumeață, aș vrea să spun a doua chestiune și după aceea câteva despre cărți, deși nu le-am citit cu foarte mare atenție. Profit de faptul că doamna Savo este aici și, într-adevăr, la Lugoj, la Casa Bredicenilor, se desfășoară activități culturale deosebite. Nu că am fost și eu acolo de vreo două săptămâni, dar într-adevăr locul este foarte bine amenajat. Vă invit să mergeți, vă invit să stați pe treptele unde a stat Vlada și unde are singura fotografie, zice Adriana Weimar, care e foarte bună cunoscătoare. Nu știu dacă e singura, dar... Singura pe care o avem. Bun. Nu știam nimic despre doamna Elena Cernăianu până numai despre nume în momentul în care mi-a cerut prietenia pe Facebook și mi-a lăsat cărțile după aceea la Uniune, fapt pentru care îi mulțumesc. Nu am reușit să citesc foarte amănunțit romanul dumneavoastră, dar îmi dau seama din ceea ce i-a scris lui Ai Brumaru, că sunteți absolut convinsă oșaistă, oșeistă, cum îi ziceți? Oșistă. Oșistă. Oșistă, deci de la Osho, nu Osha, ci Oșistă. Oșistă. Fapt care se vede în acest roman. Unde, dincolo de fundamentul filozofic, e limpede că este un roman pe care trebuie să ai o anumită inițiere ca să-l înțelegi, el are însă și o derulare epică, romanescă, adică te duce înspre, prin întâmplări, prin episoadele de acolo, spre o anumită înțelegere. Mai puțin partea aceea eseistică despre care vorbea foarte bine Mariano Dargiu, unde ai nevoie de o anumită inițiere. Adică să înțelegi cum e iubirea aia, nu e o iubire, să zic, carnală, e o iubire eterică, ziceți dumneavoastră undeva. Probabil de la cele șapte corpuri. De la cele șapte corpuri. Episodul acela între Rania și Vladimir, care vine de undeva, nu se știe exact de unde, iarăși este un episod care, asupra căruia trebuie să revii ca să-l înțelegi. Și cu toate că sunteți oșistă și mergeți spre filozofia aceasta,
vorbiți și despre, nu știu, un ideal cristic, sau nu știu cum ziceți dumneavoastră, că, ceea ce ține, după părerea mea, de o altă religie și de o altă filozofie. Păi nu vă spun dacă este așa interpretat. Adică de aici deduc că e o interferență de filozofii de viață. Acum, care e problema, să știți că nu mă întrebau, nu mă întrebau nici studenții. Atât de, atât de direct. De-aia nu și ridicat tot. Problema este că interferați aici două tipuri de filozofie care nu se potrivesc. Care nu se potrivesc. Deci vom vedea în comentariile care vor fi asupra cărților. Și a doua, ca să vă fac totuși observații, da, pentru că văd că nu vă plac, da, romanul, ca, acum ca editare. A apărut ca o editură prestigioasă, editura Blumar, o editură prestigioasă. Corpul literei este foarte mic. Se citește dificil. E înghesuit pe pagină. Spre deosebire de volumul de poezii, unde litera e foarte mare și paginația este cam haotică. Și nu e realizată de o editură. Eu tot m-am uitat acolo să văd care e editura. Unde ați editat? Am văzut doar că e tipărit de. Deci nu apare o editură și se vede acest lucru în calitatea volumului. Eu vă doresc succes. Da. Profesor, vă mulțumesc. Doamna Cernan îmi spunea că s-a întâlnit cu Greban și i-a arătat cărțile Osho. Mereu sublinează și Greban i-a spus, da, de ce nu îmi citești așa și cărțile mele? Iată o replică. Ați lăudat Timișoara, ați lăudat Lugojul foarte, foarte. La o ședință a Comitetului de Conducere, domnul Ruja îmi spunea că lugojenii nu se înțeleg între ei și atunci au ajuns la concluzia că singura care se înțelege cu toți e Weimar. Doamna Weimar, de ce vă înțelegeți cu toți lugojenii? Face poze. Sunt onorată ca de fiecare dată să fiu astăzi și întotdeauna aici cu dumneavoastră. Mă înțeleg cu toți scriitorii, pentru că, așa cum toți știm, fiecare are un destin literar sau destinul lui în viață. Nu înțeleg de ce trebuie să nu se înțeleagă scriitorii sau orice alt om de pe pământ. Fiecare avem drumul nostru. Și din acest motiv eu consider, fiind creator, consider că trebuie să ne înțelegem, să ne admirăm, să ne promovăm, să ne susținem. Și mai ales să ne citim. Dar prin tot ce facem, nu numai când ne întâlnim aici sau indiferent, și să avem un gând bun spre o carte sau spre un om, spre un creator. Și la fel și pictorii și muzicienii. Eu așa consider că fiecare avem destinul nostru, creator, și avem drumul nostru. Asta este singura mea explicație. Îmi place armonia. Armonia avem nevoie. Da. Am și vorbit la unele dintre cărțile lansate la Lugoj. Ce spunea Adriana și de și eu mulțumesc. Sigur că e greu să pui la un loc Vechiul și Noul Testament, de pildă cu oșoismul sau oșoismul. Foarte greu. Dar există niște elemente comune care sunt și care țin de universalitate. Și elementul fundamental este iubirea. Da. Și într-o parte și în cealaltă, iubirea este cea pe care se întemeiază universul și mai cu seamă armonia lui.
ceea ce spunea și Adriana, adică dacă nu iubești, nu-ți iubești aproape de ca pe tine. Este un fel de poruncă aproape. Exact. Asta este ideea de apropiere și ea apare în roman, e sugerată. Dacă e vorba de iubire, i-am cunoscut pe cei mai mulți pe care l-au cunoscut pe Mircea Eliade. Se întâmpla din 1970-80, printre care și pe Sorana Țopa, o actriță uriașă. Mircea Eliade era o iubire care a pătruns prin câteva din romanele lui. Sorana Țopa a întâlnit doctrina lui Krishnamurti. A vrut să dea în Olanda pe Mircea Eliade cu el la conferințele lui Krishnamurti. A fost prima despărțire și l-a întâlnit pe Emil Cioran, asta e istoria. S-a repetat istoria cu Krishnamurti. O întâlnire prin anii 1920 a fost unei savante prozatoare extraordinară din Cehia ajunsă în România cu soțul ei. Bucura Dumbravă și-a luat pseudonimul. Bucura Dumbravă și-a găsit religia în India. S-a găsit religia în India și a convins-o sau pe Elisabeta, soția lui, care un pic mai devreme, s-a întors din India. S-a prăbușit la Cairo, după o dragoste la fel de mare. În ultimul volum al lui Glodeanu despre ezoterism în România, sunt vreo 6 doamne care au trecut prin istorii neobișnuite. Îmi pare rău că Glodeanu n-a cunoscut-o pe doamna Cerneanu, care era șoaptă, dacă îi trimite cărțile lui Cerneanu. Da, da. Dacă mai există pe un Lugojan ilustru, fiindcă... Silvia Negru. Poftim? Silvia Negru. Eu sunt numai 50% în adopție din Lugoș, dar îmi face o mare plăcere ziua de astăzi. Sunt foarte bine dispusă în sens bun al cuvântului sufletește și cred că acesta e meritul unei întâlniri. Mă bucur că aduceți domnul profesor Ungureanu astfel de, și cu domnul Marian Odangiu, astfel de daruri de suflet. Se vorbea la un moment dat de trecerea în dimensiunea spre 5, da? Eu am simțit acest lucru și știu cum se face. E foarte greu să treci de la dimensiunea carbon la dimensiunea cristalin. E minunat însă, după aceea, dacă reușești. Vreau să vă spun că de ce mă bucur eu de aceste daruri. Am mai avut câteva și ieri cu președintele Germaniei și primarul și cu domnul Greanu la Academie și am zis așa, de ce avem nevoie de întâlnirile acestea? Pentru că oriunde te întorci, oriunde ai fi, în orice colț de țară sau chiar și în afară, auzi mereu homo hominis lupus. Mi-am întrebat asta de foarte multă vreme. Auzim asta, din ilo tempore, da? Mm-hmm. Și persistă. Oare de ce? Am zis da, pentru că este paradigma între bine și rău. Și dacă este așa, ce este binele? Binele este acela care poate să scrie, cum sunt dumneavoastră, cum sunt
majoritatea de aici, poate să scrie răul niciodată. Încearcă, dar nu izbutește. Nu izbutește. De ce? Pentru că e diavolul. Și ce spunea Marian, trebuie să iubești. Dar nu trebuie să iubești oricum. Numai că iubești ziua de astăzi, că iubești spațiul, că trebuie să iubești ceea ce tot el a spus, pe seminii tăi, pe cei de lângă tine, să fii lângă celălalt, dacă poți, chiar în pielea lui. Și să nu dărâmi ceea ce face el. Și de ce poate construi binele? Tot Marian mi-a dat ideea. Pentru că el are nu numai iubirea cea din urmă, iubirea Paulină, ci are și lumină. De aceea construcția cu iubire, cu iubirea aceasta, Paulină, construcția cu iubirea și lumina, ne face, ne lasă o construcție eternă și rămânem în veșnicie tocmai pentru aceste două calități ca scriitor. Nimeni nu poate să dărâme asta. Pentru că există cineva care așează în noi. Și atunci așează unde? În lăuntrul nostru. Cum este acest lăuntru al nostru? Cum trebuie să fie curat, higienizat. Și dacă este un corp, un astfel de interior, eu am scris ceva pentru o revistă ortodoxă și m-a întrebat cineva, vei ce frumos titlu. Da, zice, vă pricepeți așa niște titluri extraordinare. Și titlul este așa. Învățătorul meu din școlile înalte, Iisus, Dumnezeu, da? El este cel care ne dă nouă școlile înalte. Deci acum titlul vi l-am modificat puțin spre explicație. Dar vă rog să mă credeți că mă simt foarte bine și iubesc Lugojul, pentru că acolo am trăit mulți ani, în familia Dr. Negru, da? Deci avea funacul meu și doamna Dr. Negru. Eu sunt, adică am fost soția fratelui doctorului, dar toate vacanțele, fetița mea a trăit în casa Traian Buzavescu numărul 10, și sufăr și acum că nu mă mai pot duce la Lugoj. Mulțumesc foarte mult! Vasile Bogdan a scris o carte de vreo 600 de pagini